toate pentru spectatori. O, e incredibil, absolut incredibil. Nu cred că am văzut vreodată asta. Asta am zis și eu, n-am văzut nu în viața mea așa ceva. Mi-a povestit ieri despre ea, cum a gândit-o, ce a făcut-o. Are în spate un motor de pasat. Tot șasiul este tubular, făcut. Mă simt un pic imperios. Tot e bine că am scăpat. Avem un nou campion național la viteză în coastă. O etapă ce mie mi-este foarte dragă, cu mulți spectatori și sunt foarte recunoscător de prezența voastră. Chiar m-am bucurat că sunt atâția oameni ce urmăresc vreun vlog pe traseul de la Câmpul Lung Muscel. A fost o zi foarte faină. O să mergem în față să vedem timpii celor mai rapizi piloți, pentru că există posibilitatea ca odată cu etapa aceasta să se stabilească și campionul național absolut. De ce spun asta? Pentru că dacă Hora Lucien reușește un loc 2, este de ajuns să devine campion național absolut în competiția internă. Cum te simți că teoretic vorbind odată cu un loc 2 mai trebuie? Sau ce mai trebuie? Un loc, două locuri, unul, bineînțeles. Eu știu, asta o să fie rezultatul. Întrebarea e de ce ai nevoie? Da. Un loc 2. Un loc 2, da. Și al câtelea titlu o să fie? Al 7-lea fără cele două furate. Ia o să nostru. A, aroganță. Dar targetul este clar locul întâi, nu? Da, 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 clar. Nu ne vedem sus. Nu ne batem la locul. Multă bap. Pa. Sorine, suntem înainte de prima manșă de concurs. Vreau să te întreb cum se potrivește traseul de la Câmpul Lung pentru mașina ta electrică. E ok. Aici la Câmpul Lung a fost foarte frig de dimineață, a fost un grad și a trebuit să o încălzesc o manșă. Când încălzești bateriile, te consumă foarte tare. De la temperatura exterioară, nu? De la temperatura exterioară. Să le aduci de la 4 grade, cât aveau ele dimineața, undeva la 25 de grade trebuie să aduse. Și acum urmează manșele de concurs și vedem ce timp reușim să... Care e cel mai bun timp până la momentul actual? 1.50. Și care e targetul? Sub 1.50, dar nu pot să zic exact. Cu ce anvelope ai mers? Cu niște mixte. Și acum pui slick? Nu, că încă este foarte rece și nu pot să le încălzesc slick-urile. Dar ne vedem sus. Poftă! Să fie! Sentimentul de viteză live doar în momentul în care mai faci câte un viraj. Da, exact. Scârții tu roții, da. Cât mai așa. Take me down, you won't break me, I'm too strong.
ce gume ai venit acum? Tot cu. Dar astea reușești să le încălzești? Că tu acum te, ești pe intermediare, nu? Da, astea se încălzesc, sunt ok. Dar când sunt moi, pe partea de sus încep să se... Dar nu se muncesc. Un pic pe față poți să vezi. Și următoarea mai dai jos? Spargi bariera de 50, încerc. Da? Da. Așa arată anvelopa. Un pic, nu? Da. Vezi? Așteptăm timp. Cine e acum? 26-6, 85. Greu. Ce ai combinat? Băi, Cuzma în față, ai nebun. Se bate Cuzma bolusie. Cum ar fi asta? Dacă reușește de mine plec. Bă, trebuie să fie 24, mă, ascultați-mă aici. No, și acum vine Hora. Wow, e sub 24 ăsta. 25-4, liniște. Bine, Cem! Bravo, Cem! S-a terminat prima urcare, al nostru Sorin e aproape să-și bată targetul, adică e undeva la și 50 și ceva. Eu zic că următoarea trecere o să vină sub 50, o să-l urmărim. Iar în lupta pentru titlu, primele trei locuri sunt ocupate de Hora Lucien, Emil Nestor și Bogdan Cuzma. Bogdan Cuzma e foarte interesant acolo cu timpul pe care l-a obținut. Mi se pare un timp de băgat în seamă, înseamnă că merge foarte rapid, dar având în vedere faptul că este în timp cu o mașină special destinată acestui gen de competiții și anume această frumoasă Norma pilotată de către Emil Nestor. Sunt foarte curios să văd următoarea trecere, pentru că băieții ăștia merg tare. Big like! Cam în aproximativ o oră jumătate, aflăm campionul național din acest sezon. Eu zic că probabil se va tranșa lupta în favoarea lui Hora Lucien. Rămâne de văzut, așa că hai să așteptăm și să vedem în ce direcție apucă lupta. Ai văzut undeva atâta lume? E foarte multă lume, foarte mult. Tare, apreciem tare. O notă pentru spectatori. E incredibil, absolut incredibil. Nu cred că am văzut vreodată asta. Asta am zis și eu, n-am văzut nu în viața mea așa ceva. Vreodată. Respect Reșița, dar locul 1, Câmpul Lung. Cam tare! O notă pentru spectatori. 11. Nu știu, incredibil, dar e enorm de mult. Enorm de mult. Față! Țache, o notă pentru spectatori. 10 cu plus. Hai. Cam tare și este un drum bun pe care ne îndreptăm. De jos păria, nu? Multă baftă și în următoarea. Notă pentru spectatori. 20. Ai mai văzut undeva așa multă lume la coastă? Nu, și mai vin, tot mai vin. Plane! Emile, să înțeleg că ești campion? Mai avem o urcare. Nebunule! Genial! Lucian, notă pentru spectator, bro! 20! Ai mai văzut așa multă lume la etapă? Nu! Cam tare! Genial! Multă baftă în următoarea! Stai să înțelegem, am ajuns la Radu la servis. În general face lucrurile foarte profi. Și avem aici bucătăria. Și ce mâncăm astăzi? Ce de capul meu? Uite, ce avem astăzi în meniu? Papanaș. Începem cu desertul și după aia... Grătar, barbecue. Îmi plouă în gură. E echipa atât de faină și fac atâtea lucruri pentru noi, ca și piloți, încât dacă putem, trebuie să facem și noi ceva pentru ei. Și cred că e un răsfăț mai mult pentru ei, că până la urmă nu e ceva necesar, dar ei ne răsfață, noi îi răsfățăm. Ești cam tare, ca de obicei. Pac!
avea ce senzație fără să audă motorul așa tare, cum e toată lumea obișnuită. Bine! S-a plăcut super, super tare. Frumos rutul tot. Până să tragem în concluzii, vreau să vă povestesc un pic de mașina asta care e făcută de rallycross. Și băiatul ăsta a făcut-o cu mâna lui singur. Mi-a povestit ieri despre ea, cum a gândit-o, ce a făcut-o. Are în spate un motor de pasat. Tot șasiul este tubular, făcut la el acasă, cu suspensie față gândită de el, cu brațe gândite de el. Și îmi povestea o chestie foarte tare. Îmi spunea că în momentul în care lucra la mașină, vreau să vă imaginați, pentru cei ce se consideră foarte pasionați de mașini, că pleca dimineața la ora 4, se întorcea de la muncă undeva pe la ora 6 și până la 1-2 noaptea stătea să lucreze la ea. Și asta s-a întâmplat aproape un an, ceea ce se pare SF, doar pentru pasiunea asta care ne leagă pe noi. Big like, man! Sper să vezi materialul, dacă nu-l vezi, o să ți-l arate cineva. Povesteam acum ceva timp de un om stricat care lucrează noaptea să vină la cursă, despre el e vorba. El este om, da. Deci el e. El e fixie. Omul din spate ce face ca noi nebunii să ne dăm pe traseele astea frumoase. Mulțumim, Pixi! Mai arăt încă o chestie foarte interesantă. Pentru că noi acolo în spate suntem foarte mulți sportivi care vin și fac în așa fel încât să facem spectacol. Pe lângă sportivi, aici sunt foarte mulți oameni ce fac să meargă etapa asta. Da? Aici avem cronometre, aici avem timp. Când ajungem în sosire, primim timpii. Aici avem de mâncare, ca să vă faceți o idee. Aici e duba de la federație. Și partea tare e că avem și susținerea autorităților locale, cărora le mulțumim foarte tare pentru ceea ce fac. Că ne lasă să ne facem tablaua. Big like! Deci ce vreau să vă transmit, că în spatele evenimentelor de genul ăsta se află o mulțime de oameni ce fac ca evenimentul să curgă frumos. Și la Câmpul Lung, cel puțin câți oameni sunt pe traseu, mă fac să cred că mergem în direcția corectă. Dacă Sorin a venit pe liniște, silent kill, nici nu l-am văzut când a venit. Cred că s-au blocat timpii. Au pornit timpii? Merg timpii, da? Ca sărută. 48, bravo, bro. Ăsta e ritmul. Unde l-ai găsit? Tricou. Stai, ia. Aroganță. Aroganță. Nu, bro. La nu știu. Dream big. Mă simt un pic imperioră. Tot e bine că am scăpat și tura asta. Plana asta. A fost un compliment. Da, chiar e compliment. E foarte tare. Avem primul timp. Kuzma. 6, 6, 5, 7. 6, 2. Bine, bă! Bravo, bă! Bravo! Bro, dar de ce ești alb la față, man? De ce ești alb la față? Ți-a ieșit. Ai bătut, deci pe 2. De ce ești alb la față? Ai scăpat, nu? Unde? La aia de după linia mea, adică... Oh. Bine, Cem! Cât a venit? Bravo, Cem! Bravo! Nebunie direct! Avem un nou campion național la viteză în coastă în persoana lui Ora Lucien, al 7-lea titlu de campion național absolut, al 5-lea titlu pentru mașina asta, jos părăria, Lucien! Ești foarte tare și știam că primim în colecție de cum să merge la coastă pe la noi prin țară. Bravo!